Bun. Ca să ajungeți la calculatorul de airbag, va trebui să ridicați de cotieră, să ridicați capacul cotierei. Bun. Apoi trageți frâna de mână și apoi introduceți de aici, din interiorul cotierei, trageți de partea aceasta de plastic. Iată. Trageți în exterior, un pic înspre spatele mașinii, ca să iasă. Iată. Bun. Apoi, cu grijă, o scoateți în exterior. Iată. Ce a scos partea aceea de aici, de pe tunelul median, după ce a scos bucata de plastic de pe tunelul median, aveți aici, iată, se și vede calculatorul de la airbag. El e prins aici cu un arici, dați, desfaceți ariciul, bun. Și apoi, vedeți, acesta e prins cu două șuruburi de 10. Dar mai întâi, ca să vă fie mai ușor, pur și simplu desfaceți mufele. Iată mufele cum se desfac. Pur și simplu împingeți de clema aceasta înspre spatele mașinii. Iată. Și se desface. Mai aveți un șurub ascuns aici în partea din spate, în partea stângă. Trebuie să trageți un pic de suportul acesta din plastic și să introduceți clichetul cu o tubulară de 10. Să-l desfaceți și pe cel de aici. Iată-l, după ce l-am desfăcut, scoateți-l ușor în exterior. Iată-l. Bun, cum v-am zis, el are 3 șuruburi. Vine prins aici, aici și aici. În partea aceasta. De aici. Deci sunt doar 3 șuruburi. Iată și al treilea șurub. Bueno.